ziua noastră. Vă mulțumesc că ați acceptat invitația noastră. Sigur, știm la conferinței de presă, dar așa, în primul rând, astăzi în mine, să află secretarul general al Partidului European. Mulțumesc pentru astăzi la rol și în figuranță pentru acest lucru și la acest format, vă dați seama, o să vă spun de un stand, probabil că nu dați stanul ăsta o mare surpriză astăzi, care poate unii o știți, unii nu știți. Surpriza mea era de două de lume. E de două lume, nu mai e surpriză. Sigur, eu vă dau de mulțumesc că vă spuneați la urmă de Nicolae că ne-a fost bucuria să fie astăzi lângă noi. Așa cum știți, joi a fost un președinte Ponta. Înseamnă că planea asta de la urmă, cred că acest lucru să aibă mereu astăzi și pe cei care îi văd în partidul la nivel național. O să dau cuvântul domnului deputat Stan și după aceea o să rog domnul secretar general dacă să nu se supere la final, dacă vreau să ne spună numai la final și probabil că aveți foarte multe întrebări să-i se pune de un secretar general. Un singur anunț o să facem, să nu aflăm din altă parte, în legătură cu spitalul județean de urgență. Vreau să vă spun că am anulat concursul. Știți bine, era concursul pentru directorul medical, directorul economic și directorul asistent sau asistent, cum se numește, pentru că în ultima zi de înscriere am văzut că sunt scrise aceleași persoane și săptămâna aceasta va avea întâlnire cu medicii, cu toți medicii și cu asistenții. Dacă mă pot întâlni cu toți sau măcar cu asistenții șef, se asigură de transparență totală, ceea ce înseamnă concursul pentru cele trei posturi de conducere de la Spitalul Județean de urgență, pentru că cred că toată lumea a fost într-un ceas de asta așa, nu nimeni probabil că nu crede la ora asta, când eu am spus că Spitalul Județean de urgență va fi fără politică, sau politică zero dacă vreți, o să fiu, dacă vreți, garantul că examenul pentru cele trei posturi va fi un examen transparent 100% și cei care vor câștiga acest concurs la un examen vor fi posturile pe care le-am spus. Puteți să vă dați această precizare pentru presă, pentru că vreau să mă duc la altceva. Domnule deputat Stan, vă rog să luați cuvântul să spuneți ce credeți dacă vreți să spuneți. O să fiu și eu niște cuvânt. Am lăsat pe dumneavoastră să ne întrebăm. Probabil nu veți vorbi de pe nimeni, că sunt alături de domnul secretar de la alăgirea ziua unei terene. Asta să vă priviți? Păi, din motivința. Da, da, trageți că domnul. Dar să știți că inițiativa nu a fost luată de către domnul primar, ci de stat. Deci, că s-a pus ca politică de cetățean române al Comunei Tatulesti. Probabil că unii vă surprinde, dar aduceți-vă aminte, dați înapoi, într-o ședință de Consiliul Județean, când eu, Stan, deputat de Colegiul Duriscovicești, într-un nou primar, Lucică, am fost la participat la ședința de Consiliul Județean, și am cerut să fie ajutat pentru această biserică, care probabil ați văzut-o și a reușit să a făcut. Eu am cerut atunci niște bani în Consiliul Județean, am alocat ce s-a putut, domnul președinte, dar sprijinul cel mare l-am avut din partea domnului secretar general al PSD. Și pentru asta, Consiliul Local, Primăria Tăturești au hotărât împreună cu cetățenii, au hotărât ca domnul secretar general să primească titlul de cetățean de onoare. A doua problemă, noi ne-am întâlnit acum 3 zile, știți opțiunea mea, eu n-am vrut să plec de mâine pe ale, că să zică că partidul centru stânga, eu am vrut să unesc acel partid cu mare partid PSD, pentru că eu de când mă știu, sunt PSD și am fost PSD, am fost de stânga, dacă cineva spune că eu am controlat de dreapta să-mi spună. Nu s-a putut. Ieri au anunțat că m-am știut din partid, iar și eu astăzi vă anunț că am început să adevine la PSD. Ce se întâmplă când o să fie declarația dumneavoastră de astăzi cu cea de urmă cu câteva săptămâni? Doamnă, nu se contrazice. Eu am declarat așa că îmi dau demisia din președintele UNPR, da? Mi-am dat. Și am spus că mă aștept 10 zile, că mă aștept 10 zile, dacă partidul, conducerea UNPR, rezolvă probleme și divergența între conducerea UNPR ori și conducerea PDR ori, atunci eu rămân în partid, atunci că rămân singur meu. Dacă nu, să fie sănătoși după 10 zile. Dar dacă te și nu m-ai așteptat și m-ai spus din partid, am rovinat. Eu încă o dată îi mulțumesc domnului secretar general Cearnea că ne-a onorat cu prezența și la sigur că în Colegiul Florințu Cornicești avem 23 de localități, le știe și dânsul. La alegerile din noiembrie, că așa se pare că vor fi noiembrie 2012, acest colegiu va avea 23 din 23 de primari, deci PSD. Nu dacă n-ați înțeles. Și să ne alegeți aminte la doua zi după alegeri. Lucrul avea deloc. Pentru că știți de ce? Eu am stat în mijlocul dumneavoastră, care îi chemau la ședințe și am văzut. Au frică, frică. Și ce se întâmplă la frică de Dumnezeu? Ceea ce fac eu. Și dacă cineva din dumneavoastră mergea cu minte că eu am votat un proiect de lege sau ceva care a adus prejudicii poporul român, acestei țări, acestui județ, să-mi spuneți. Știți că am votat frică. Pentru că așa posibil. Și aici am venit la această ocazie, m-a primit cu brațe deschise colegii mei. Pentru că 90... Anul trecut exact o vreme asta... La... Atât am văzut, domnul secretar, vă mulțumesc și vă mai așteptăm cu colegul nostru. Pentru colegul nostru, îi sunteți dragi. Dumneavoastră faceți adevărată administrație la terenul. Și eu ceilalți președinți de Consiliul Județean, nu vorbesc de domnul președinte Stănescu, dar faceți o administrație lângă popor, lângă oameni. Că altfel, dacă nu făceați, n-aveați cum să câștigați un procent de acelea mare. Și sper ca în 2012 să luați peste o dată, dar să știți că eu vă asigur că vă întrece. Mulțumesc foarte mult, domnul secretar general, domnul Dragănescu. Mulțumesc, bună ziua, vă zic și eu. Vreau întâi să vă spun că sunt deosebit de onorat că astăzi ne-am primit o distinție din partea locuitorilor și administrației din Comunitatea Tatulesti. Mulțumesc și domnului primar. Este o distinție care mă onorează și care mă obligă și în continuare ca această comună să fie ajutată. Este o comună frumoasă, o comună care are șansa să fie condusă de un primar foarte bun, un primar tânăr care își iubește foarte mult comuna și care înțelege cum trebuie să facă administrație. Un primar care iubește biserica, așa este un mare lucru, și un primar care își iubește proprii concetățeni și comunitate. Și aici, în fața dumneavoastră, îi promit că, în continuare, o să vă ajut și pe mai departe cu tot ceea ce o să pot și promit și domnului deputat Stan. Al doilea rând, vreau să vă spun că sunt extrem de mulțumit că domnul deputat Stan este colegul nostru la PSD. Este un om care are limba slobodă, dar este un om care spune adevărul. România nu are nevoie, nu mai are nevoie să fie condusă de oameni politici făcuți în convertă sau prin nu știu ce laborator. Are nevoie de oameni politici autentici, veritabili, oameni care să poată discuta cu cetățenii permanent, să înțeleagă exact ce vor oamenii și să lucreze în slujba lor și să le ofere ajutorul de care Cred că prin această adeziune a domnului deputat Stan, organizația lor va deveni probabil cea mai puternică organizație din țară. Păi nu e? Încă nu. Pe de o parte sunt foarte bucuros, pe de o parte sunt și puțin trist, pentru că este clar că sunt toate șansele ca locul să fie peste de urmă la rezultatele alegerilor, atâta alegerilor. Dar până la urmă, asta e viața, nu ne mutăm, poate facem o regime de urmă mult și atunci se ajungă. Pe de urmă? E posibil să facem și asta. Oricum, sunt extrem de mulțumit și cred că foarte scurt timp organizația PSD va fi, așa cum v-am spus, cea mai puternică din țară. Cam atât am vrut să vă spun. Dacă vreau să aveți întrebări, cu mare plăcere vă răspund la comasarea alegerilor este o intenție disperată actuală dintre este clar, ei vor să fugă de ceea ce este cel mai frică într-o campanie electorală pentru parlamentare, și anume dezbaterea și discuția despre proasta guvernanță. Și au o speranță deșartă că, privind alegerile, în timpul campaniei se va aduce discuția mai mult pe chestiuni locale, chestiuni de administrație locală, de infrastructură locală, și lumea va uita dezastrul și necazurile pe care le-a provocat pe teren. Din punctul de vedere democratic, este o măsură nedemocratică. Este o măsură care este luată în disprețul cetățenilor, desconsideră cetățenii, pentru că în momentul în care chem oamenii să voteze pentru primar, pentru Consiliul Local, pentru președintele Consiliului Județean, pentru Consiliul Județean, oamenii trebuie să aibă mintea liberă ca să poată judece corect. Să poată să aleagă între mai mulți candidați care este cel mai bun gospodar să administreze treburile comunității. În momentul în care vii și cu o altă temă, cu alegeri parlamentare, oamenii îi plăcut foarte mult și ieșirea a ajuns foarte mult. Este foarte mult că am văzut cu 6 buletine de vot. Asta e interesant. Să fie aur, să fie dezordine. Dar le transmit prin intermediul dumneavoastră că această măsură de cuplare a alegerilor, printre alte efecte, va avea și un efect care va fi fatal. De acolo este fatal. Nu vă spun care. Se chinuie să se gândească. Dar de acolo li se va trage. Ce vă pot spune este că și cuplate, și necuplate, și ținute în vară, și ținute în toamnă, o să dăm cu ei de pământ la viitoarea alegeri. Indiferent cum le fac. Le e frică de alegeri, pot să le amâne, dar le aduc aminte ce le-a spus tăticul lor. Când punea pe penă. De ce le e frică, nu scapă. Să le ia din nou penele care le-au folosit în campanie și să le pună pentru ei. Asta este punctul nostru de vedere, este punctul de vedere al partidului mai mult personal și al USL-ului în legătură cu intenția de a comanda alegeri. Am și o întrebare. Am și eu o întrebare pentru dumneavoastră. Cum comentați acceptul desfințării? Desfințării. Cât timp credeți că va mai exista? Deci, un om dreptat, un deputat a greșit, îi spune bun, cel puțin cât am stat în PSD până am plecat din datorită lui Antoma, că n-a plecat din cauza partidului, din cauza unui om, care știți cu toții ce se întâmplă. Și da, am și plecat din partidul ăla, nu era de 20-30%. Până după alegeri, mai avem probleme publice, n-am avut ocazia să întreb cât timp a stat. Eu cred că domnul Stan, din Nicolae Stan, Dumnezeu sănătate, atâta de pentru că a revenit acolo unde este locul, a revenit într-o organizație de partid care acum funcționează sănătos, în care acum sunt relații normale între președinte și restul mediului, între președinte și parlamentari, între președinte și primar. Acum, în această organizație se discută normal. Nu mai este tensiune, nu mai este brutalitate. Și mă opresc aici cu caracterizările vechii conduceri. Vă răspund la întrebarea legată de intenția de a descurta județele. Face parte tot dintr-o gândire care se întâmplă într-un laborator, nu în PDR, în aparatul, la niște structuri mai specializate. Ei nu interesează, sau nu se gândesc ce să facă pentru țara asta. Pe ei interesează ce să creeze, ce mecanisme, ce reguli, ce acțiuni să se întâmple, pentru că ei să-și conserve puterea. Ei știu că un vot corect, un vot într-o stare normală, într-o țară liniștită, îi spune definitiv. Și printre altele s-au gândit să desfințeze județele. De ce? Dar de ce acceptăm? Cine acceptă? Domnul Ponta a spus clar. Este de acord, dar nu ești amendament. Nu, poate nu. Am dat că eu să vă explic în detaliu și punctul nostru de vedere legat de subiectul ăsta. Și acum vorbesc foarte acuratețe. În momentul în care dumneavoastră au analizat care este cel mai important om politic într-un județ, ceea ce privește alegerile, au descoperit că este președintele Consiliului Județean. Motivesc. Au încercat cu președinții de Consilii Județene de la PSD și PNL toate variantele posibile. Să-i atragă la PNL sau UNPR, să-i amende, să le facă dosare, să le taie bani, să le blocheze bugetele. Nici unul nu a vrut să treacă, nici unul a ajutat, ba dimpotrivă, și-au ținut și mai strâns organizația, și-au ținut și mai strâns primar. Și atunci, dacă nu putem să câștigăm, hai să le desfințăm. Numai că UDMR-ul n-a fost de acord, din motive proprii, iar din punct de vedere legal, indiferent cum vreau să le facă, nu putea să ia. Pentru că legea este foarte clară. Și nu puteau modifica o lege în timpul în care venea și o lege să fie votată. În țară au început să fie aprobate referendumuri. Toți le-am dat hotărâri la vremea respectivă, prefecții le-au atacat, a venit sorocul judecății și am câștigat. Noi la Telerom am câștigat acum o săptămână procesul cu prefectura și în perioada următoare o să organizăm. Și la noi, probabil că o să facă recurs la puterea ta. În ceea ce privește poziția USR legată de dezvoltare regională și regionalizată, noi nu dorim dezvoltarea județelor. Că nu ne interesează ca regiunea de dezvoltare să capete personalitate juridică, ca să poată deveni un partener direct în relația cu Comisia Europeană. Asta este, de fapt, miza principală. Ca să devii partener direct cu Comisia Europeană, n-am putut să zic asta, că nu mai văd. Am încercat, dar nu se vede. Nu trebuie neapărat să desfințeze județele, ceea ce este o prostie, cu efecte grave asupra populației. Unul din cele mai importante sentimente pe care le are un om, oriunde nu, este sentimentul de apartenență la o comunitate. Dacă desfințezi un județ, distruge acest sentiment și se produce haos. Dar dincolo de alte, mi-a ajuns în teren. Dar nu ne interesează ca regiunea să capete personalitate juridică, să transferăm de la Guvernul Central la regiune foarte multe competențe legate de dezvoltare, special în ceea ce privește fondurile pentru infrastructura regională și locală, iar județele să fie parteneri cu regiunea în acest program de dezvoltare. În viziunea noastră, ceea ce a fost prezentată și în 11 iulie, parcă, sau iunie, dacă nu greșesc, parcă iunie, va fi creat un fond de dezvoltare care va fi trecut în bugetul de stat, care va fi repartizat pe regiuni în funcție de o formă foarte simplă, iar de acolo, către județe și localități, în funcție de proiecte și în funcție de capacitatea financiară a localității. Nu suntem de acord de sesizarea județelor și am blocat și vom bloca în continuare această măsură disperată care aducă România în haos. Niciodată, niciun lider PSD sau USL nu a spus sau nu a lăsat să se înțeleagă că ar fi de acord de sesizarea județelor. Dar numărul de limitare de acord cu reducerea numărului de limitare și la care limitare vă referiți? La parlamentar. La parlamentar. Noi am depus în Parlament, PSD-ul, un proiect de lege care cuprinde, printre altele, ceea ce s-a stabilit la referendum de către popor. Și referendum pentru care cei de la PD știau merele și înainte și după el. Numai că acum nu știu cum să evit. Am depus un proiect de lege prin care am cerut ca parlamentarii să fie aleși dintr-un singur tur ca primarii, așa cum românii au spus la referendum. Tot în acest proiect de lege am propus numărul de parlamentari de 318, cam așa ceva. Am propus de asemenea măsura ca în momentul în care asta e o chestiune importantă, care au fost decise de român prin referendum. Acum așteptăm să vedem ce face PD-ul. Pentru că PD-ul a susținut suscitarea Traian Băsescu că parlamentarii trebuie să fie aleși uninominali ca primar. Proiectul de lege este depus în Parlament. Îl tot scriu pe la Comisie. Acum o să întâlnească cu UDMR-ul, să vedem ce negociază. Și să vedem ce răspunsuri dau la întrebarea foarte simplă. De ce nu respectați ce a spus poporul la referendum? Am și o întrebare pentru domnul deputat. Am 2 secunde. Și vreau să mă muncesc cu de. Aș vrea să încerc să lămuresc o anumită confuzie care s-a încercat să fie transmisă în populație ca și argument pentru dorința de desfințare a județelor. O reducere de cheltuieli. Erau minciuni sfătate. Nu desfințăm nicio instituție. Toate serviciile județene concentrate, toate direcțiile județene transformau în oficii, rămâneau cu același personal, numai puțin. Bazii potrivări înființau niște inspectorate regionale. Deci, practic, umflau aparatul birocratic. Singura instituție sau singura funcție care era desfințată era cu fel de președinte de Constituție, care, de fapt, aia era singura care era Domnul președinte, acum, nu, domn președinte, scuze, tot din cauza obișnuinței. Domnul deputat, domnul Ponta, în urmă cu câteva zile, a spus că va depune în Parlamentul României o lege împotriva migrației politice. Știți despre asta? Și dacă veți vota? O votez? O votați? Mă bucur. Sună. Votez ceea ce votez inimea, dar apoi o votez. Mulțumesc. Domnule, am văzut o întrebare. Dacă domnul deputat Stan va veni pe o funcție de conducere a PSD-ului, domnul deputat, n-am discutat aceste lucruri. Vom avea o discuție în partid. Sigur, analizăm foarte bine și sunt convins că vom găsi conducerea cea mai bună. Domnul deputat, n-am venit în partid să pun o condiție, să spun că eu vreau asta. Dar vreau să fiu alături de voi, vreau să muncim împreună ceva să mai minte. Vreau ca tot colegul meu să am 23 de primării PSD 23 și știți cum e. În momentul în politică să numără coduri. În momentul în care ai coduri, că și funcții. Asta fără discuție. Și acum întrebare, cum comentați rezultatul dezastrului pe partea politică a masacra care astăzi a luat la Oanici, a luat un lucru, s-a apărut ultimul lucru. Ce se întâmplă? Da, mi-e greu să răspund asta, dar am văzut nici mediul de tot la zi. Mi-e greu să comentăm acest lucru. Sigur că vom face o analiză, sigur că mereu am fost acuzat de lucruri dacă sunt bani publici, vom rezolva și această răspundare de bani publici, dar în același timp vreau să vă spun că Oltul și municipiul Slatina merită să aibă și de răspuns în eșalonul superior. Chiar dacă am început cu Stângul, campionatul încă el a început, posibil să fie un salutat? Primele 4 etape, probabil că la vremea când vedeați atunci, nu se specializează în tot la supra și nu vreau să stângă în acest domeniu, dar vom găsi soluții și, dacă nu găsim și, în același timp, în perioada următoare, o să luăm și măsuri. Pentru mine este un subiect mai mult decât frustrant. Am spus-o și intervenția mea de față cu oamenii, când am primit distinția de cetățean de urmări. Din păcate, cei de la putere, de 7 ani de zile, au uitat că România are și o regiune de sud. Au uitat complet. Și aici există două variante. Un puterea de la București, indiferent care are, ia o decizie și ne mutăm la București și facem Dunărea un râu interior. Ori dacă nu ținem cont că suntem parte din România, suntem jumate din România sau o treime din România, și noi avem dreptul la dezvoltare și la infrastructură. Este inadmisibil că se discută de autostrada Transilvania, autostrada Moldova, se discută cum se leagă, cum se lege Clujul, Târgu Mureș cu Iașul, București cu Constanța, dar noi discutăm de toată câmpia română care este batjocorită de atâția ani de zile. În 2008, când s-a lucrat la programul de guvernare, eu am avut oportunitatea să fiu implicat în 3 domenii de dezvoltare regională, administrație interne și infrastructură. Și am făcut și au aprobat, au acceptat și colegii de la PSD și cei de la PD, la vremea respectivă, la Dodrecea, au acceptat. Și am introdus acum și denumirea unei autostrăzi care se lege Craiova cu Slatina, Roșiore, Alexandria, București și să fie legătura între autostrada care e proiectată, care vine de la Timișoara și merge în Iugoslavia și cu coridorul care pleacă de la București și merge în sud. Ea este prinsă în programul de guvernare. Încercați de beneficiarul la un moment dat până să schimbe, să finanțeze un studiu de predezabilitate. Angajamentul meu în fața tuturor și public și în toate ocaziile este că în momentul în care PSD-ul va veni la guvernare, se va începe imediat proiectarea și investiția la autostrada Sudului. Și nu numai la asta. Noi o să ne pregătim foarte serios pentru investiții masive în programul Dunăre. Este un program european uriaș, care are aplicabilitate la regiunile care sunt liberale Dunării și unde, ca și guvernul, să ne implicăm foarte serios să sprijină autorităților locale din județele liberale Dunării pentru dezvoltarea infrastructurii, nu numai rutiere, și infrastructura de transport, și infrastructura portuară, și infrastructura de mediu, până la nivel de fiecare localitate. Este mai mult decât frustrant. Eu consider, cu gura plină, o batjocorire a Sudului României. De 7 ani de zile, puterea la București uită că mai are o parte de România mare și partea de Sud. Nu mai vorbesc de faptul că nici măcar nu și-au ținut angajamentul luat disipare față de form. Să facă un expres Craiova, dar îi mai interesează. Sigur că mai sunt importante investițiile pentru niște comune prin țara Măzilor, sau cumva, poate prin Suceava. Asta și să fie în voie, dar eu mai am răbdare și am credința că atunci când o să vină Sărocul, când o să vină alegerile alea, că nu le poate anula, mai se genereze un război, o să dăm piei de pământ și o să aducem, să punem gândea în țară. Domnule deputat, ce veți face cu membrii cei de la UNPR pe care v-am PSD, probabil, sau unde vorbești. Deci, odată, a fost în conferința de presă, singurul care și-a dat emisia odată cu mine a fost primul vicepreședinte. Bineînțeles, astăzi am venit secretarul general al unui PDO-ului, domnul fostul prefect Pandul, care a vrut să-mi dea mie demisia dânsului din putea secretar și domnul PDO-ului. Spune, Dumnezeu, nu-i pun la apă. Și le-am lăsat. Ce să vă rog, nu lăsate și pe scaunul care am noi, că nici scaunul și cu banii care le-am dus în coadă. Din cotizație neînjurate. Să știți, nu am putut. Și sunt membru de partid civilizat și conștient și corect pentru partidul unde sunt. Da? Acum sunt la PSD și aici. Să știți când ai vrut să scrieți la mine. Dar asta e. Nu mai vrei la niciun partid. Pentru că, de fapt, aici, până n-am plecat niciodată. Decât acum, domnule, v-ați convins. V-ați convins la alegerile din 2008. Eu am cerut atunci să vină pe colegiul meu. N-am cerut să... și n-am vrut niciodată să ajung deputat. Am cerut să candideze pe colegiul 12 policești, Adrian Păurescu. Poate trăia așa. S-a dus să n-am înțeles, să n-am școală. Nu s-a făcut atunci. Eu am spus, dacă dumneavoastră nu vrei, mai mă rog cu primar de Jurătorul, de domnul Rodea și puteți să-l întrebați. L-am luat pe dânsul de candize. Nu, atunci aveam soția pornavă, nu mi-a dat de-a. Dar, când am văzut atâta moșicie din partea domnului Toma, am spus, nu ești dumneavoastră Dumnezeu în acestui partid. Că știți că a făcut ce a avut în partid și a văzut, a demonstrat că a fost casat. Înțelegi? Am candidat contra firii, contra mea. Am candidat pentru că în acest colegi erau 19 primari din 23. PSD cu ștatele și numai primar de primar. La trei mandatele sub. Și datorită dumneavoastră și oamenilor din zonă care mă cunosc, am câștigat. Nu datorită PDR-ul. PDR-ul se vine acum cu boc să candeze pe colegiul ăsta. S-ar putea să nu candeze ce stabilește organizația. Am spus, domnul președinte, m-am intrat prima ocazie în sondaj. Că sunt mulți domni care merită să candideze pe acest colegiu. Și eu așa vreau să facem. Pentru că, reține, nu se mai poate, frate. Nu se mai poate. Cei în Parlamentul ăla, și vă spun, 7% din parlamentarii PDR sunt dezanaliți total de ceea ce face conducerea primară. Dar nu ai ce să le faci. Domnul deputat, am o întrebare. Bună rămâne. Cine este acest Ion Bărbulescu care este prim vicepreședinte? Probabil este inventat decât conduce răul de pe niciun amortere. Păi, vreau să-l va președinte? Sau amorteriul a luat lângă tânsul fi din colegiul dumnealui. Eu am curaj de candidează pe amorteriul în 2012 să candidez cu tânsul, să vedem care câștigă. Pentru că nu l-a ajutat nimic. Primării din colegiul dumnealui l-a ajutat pe stat. Și o dată rețineți, după ce am câștigat colegiul, eu am vrut să plec imediat. Am fost singurul parlamentar la prima întâlnire acolo, când am vrut să întâlnate pe domnul Adrian Năstase din nou fața justiției, un dosar politic 100%, știți că m-am opus. Și am candidat contra unul să mă spun, nu? Bineînțeles, eu am vrut să mă dea ei afară, nu m-am dat atunci. Deci eu n-am vrut niciodată cu acest partid. Eu partid, vă spun, cum zicea cineva când am fost prin statul Bărăști, un bun prieten al Nicule, poate de puteți cu oameni rămâni, dar acest partid hitlerist nu îl puteți. Și am spus, nu dacă mă puteți bine, dacă nu era la fel. O fi, dar eu am pus să-i demonstrez unui om că contează omenia în viață. Pentru că eu știți, iar dacă nu multe urmează la majoritatea și președinte de partid și ne-a promis că ajută localitățile, județul nostru, n-a ajutat și nimic, absolut nimic. Și a ajutat societatea lui, a luat de la stat peste 800 de miliarde, sau mai bine 900 de miliarde, știți cu toții. Nu am venit cu dumnealui, dar îl vreau față în față, în fața dumneavoastră amândoi, eu cu dumnealui. Să vedem cine și ceea ce a făcut pentru acele, dar nu mai rău. Și a cerut din mare.